Era un film pe vremea tinereții mele, cel puțin, și a adolescenței tale. Bună seara, Irina. Bună seara, Corina. Bună seara și, în fine, poate că telespectatorii nu știu, dar chiar cred că sunt 20 ceva de ani, Dumnezeule. 30 de ani, de când nu ne-am văzut. Mulțumesc bunului Dumnezeu. Și mă bucur foarte mult. Și că am văzut un interviu cu Alain Delon și spunea, bă, m-am săturat, m-am plictisit de lumea asta. El, care n-a fost o ușă de biserică, zice, bă, dar oamenii aveau cuvânt, aveau onoare, te întâlneai, te plănuiai, făceai, zicea, și ce se întâmplă acum, zice, dacă măcar nu o să-mi pară rău după lumea asta și așa mai departe. E o poveste pe care nu o înțeleg. Și la un moment dat, unul ziarist așa de, băi, na, dar ce era cu mai... Că mi-a zis mama, bunica, că ai fost un Adonis, că ai fost, că ai dres, că nu știu. El n-a fost numai, probabil, cel mai frumos bărbat de pe planetă, la un moment dat, dar a fost și un actor foarte talentat, da? Haide, bre, lasă-ne în pace. Bă, și Alain Delon se uită la el așa și spune, tati, inevitabil, eu am ajuns la 86-87 de ani, da? Mă uit la tine și te compătimesc. De ce, nene? Că tinerețea sparg, fac... Mă zice, eu am ajuns aici. Belmondo în baston sau cutare, da? Noi am ajuns aici. Eu nu sunt sigur că tu o să ajungi aici, să ai privilegiu să te facă unul boșoroc sau... Am început și eu să mă încadrez în categorie. Oamenii care n-au convert, nu putem lega, știu, o treabă, nu știu, bine, ok, să fim sănătoși. 20 de ani au trecut peste mine, peste tine, absolut două minute, ca să spun ești așa. Ești foarte drăguț. Mulțumesc, asta am vrut să aud. Da. Sunt foarte drăguț. Foarte ce drăguț. Faceți, mă? Adică gentil, dacă da, se da, mai... Da, da. E un cuvânt cam demodat. Da. Doamnelor și domnilor, n-are rost, tocmai pentru că au trecut 20 de ani, să vorbim despre trecut mai deloc, pentru că dacă... M-am hotărât la invitațiile noilor mei prieteni să fac acest demers, este pentru că am crezut că pot să mă retrag liniștit, că totul e elvețian. Nu e nici pe departe. Și atunci am zis, hai să vedem ce se mai întâmplă cu noi. Ești în politică de mult... ca să spunem... Am crescut imediat după ani, facultate, da? Da. Dar astăzi ești în zona cea mai fierbinte, după părerea mea, pentru că țările cumva sunt niște regiuni, niște județe, dacă se merge înainte. Cu toată povestea naționalistă, poate din Polonia, din Ungaria și de pe la... Și în orice țară, cred că la Bruxelles aveți o aripa... Nu știu cum se cheamă, grupul naționaliștilor. Da, încearcă să se unească acum cei din Polonia, Ungaria, o parte din Germania. Da, cum se cheamă? E grupul conservatorilor și mai este un grup al identitarilor care încearcă să se unească și să devină al treilea grup politic din Parlamentul adică... European. Cel mai mare grup politic sunt Popularii Europeni, din care fac parte PNL-ul și UDMR-ul. Al doilea grup politic, Social-Democrații, din care fac parte eu din partea Pro-România și PSD-ul. Al treilea este Renew, unde e domnul Cioloș. Iar dacă acești oameni, Victor Orban, Marine Le Pen, polonezii, AfD-ul din Germania... Salvini, poate. Salvini, dacă reușesc să se unească, o să depășească Renew și vor deveni al treilea grup politic. Dar se simte acolo, la Bruxelles, un fior așa mai puternic? În primul rând, pandemia, într-adevăr, a divizat lumea, a divizat oamenii. Și, pe de altă parte, se simte. Eu când am mers în 2006 ca observator, erau doi oameni la restaurant acolo pe care lumea i-a arătat cu degetul că cumva ca extremiști, anti-europeni, de fapt, că nu erau extremiști, Marine Le Pen, tatăl și fica. Iar acum sunt cam 25% din Parlament, mai mult. Deci erau doi acum... 16 ani erau doar doi oameni care militau pentru... Doar din Franța sau tot, în tot Parlamentul? După care a fost Farage din Marea Britanie. În ce perioadă a fost Corneliu Vadim Tudor? Corneliu Vadim Tudor a fost săracul înainte de
Înainte de povestea asta cu familia... Da, s-a unit la un moment dat cu Marine Le Pen, dar pentru că în Franța au fost împotriva migranților, inclusiv români, s-au rupt. Deci n-a reușit această coaliție între PRM și partidul doamnei Le Pen atunci. Deci acum acest val care a început cu pro-Brexit, cu Brexitul, din păcate a început să se răspândească și eu cred că noi avem datoria ca români, pentru că nu văd altă viață pentru români decât să rămână în Uniunea Europeană atât de imperfectă cât e ea, românii să înțeleagă că trebuie să aibă voci, pentru că nu cred că există voci puternice ale românilor acolo, care să le apere interesele. Pentru că în afara acestei familii, noi nu ne permitem luxul Marii Britanii. Ei au fost dintotdeauna mai aproape de americani, mai reci față de Bruxelles, mai independenți, adică chiar nu ne permitem. Suntem într-o situație în care trebuie să ne apărăm, după părerea mea, statutul. Dar și în România, Florin, dacă pot să spun așa, și în România mă îngrijorează foarte tare că în ultimii 2 ani din pandemie, cam 18% potrivit Eurostat a scăzut încrederea în Uniunea Europeană.